În perioada 26-28 februarie 2020, la școala gimnazială Silvania din Șineul Silvanei, director profesor Angela Maria Lipo, a avut loc cea de-a 10-a ediție a proiectului Primăvara în ochii copiilor, coordonator profesor pentru învățământul primar Cristina Teieru. Și de această dată, după cum vedeți, copiii noștri au realizat o expoziție foarte frumoasă, s-au întrecut în a realiza cele mai frumoase lucrări. Acest proiect s-a materializat printr-o expoziție de mărțișoare și de felicitări. După cum afirma coordonatorul proiectului, citez, în acești 10 ani s-au realizat lucruri frumoase împreună, cadre didactice, elevi și părinți, ne-am arătat respectul și prețuirea față de tradițiile și obiceiurile poporului român, am venit în sprijinul semenilor noștri și, nu în ultimul rând, ne-am întrecut în a realiza cele mai frumoase lucrări. Pentru toate acestea, vă felicit și vă mulțumesc. Închei citatul, a transmis coordonatorul proiectului. Cele mai frumoase lucrări și creații literare vor apărea în revista proiectului și iată că împreună facem lucruri frumoase, minunate. Și de această dată, elevii școlii gimnaziale Silvania s-au dovedit a fi foarte creativi, realizând o frumoasă expoziție de mărțișoare și de felicitări ca semn al vestirii primăverii. Mărțișorul are semnificații diverse în tradiția românească, de la podoabă, la simbolul renașterii naturii, la vitalitate și înțelepciune. Veniturile din vânzarea exponatelor îi vor ajuta pe elevi în desfășurarea altor activități extracurriculare. Îi felicit pe elevii școlii noastre pentru că prin talentul și priceperea lor au adus o pată de culoare în școala noastră și au venit să întâmpine primăvara cu această frumoasă expoziție. Eu îi felicit și le doresc mult succes în continuare și aștept și altă dată cu lucrări la fel de frumoase ca și până atunci. Conducerii școlii pentru sprijinul acordat, părinților, doamnelor învățătoare și elevilor, pentru că s-au implicat în realizarea acestui frumos proiect. Vă doresc o primăvară frumoasă și, nu în ultimul rând, avem câte o surpriză pentru doamnele director. Surprizele sunt făcute cu mare, mare drag de către elevii noștri. Mulțumesc pentru faptul că ați adus primăvara puțin mai repede și în școala noastră și categoric și în orașul nostru. Vă felicit pe toți copii, doamne învățătoare, părinți și bunici pentru creativitatea de care ați dat dovadă și în acest an, pentru lucrurile frumoase pe care le faceți și, bineînțeles, pentru faptul că păstrați tradiția românească a mărțișorului. Acea tradiție care împletește și alb și roșu, și iarnă și primăvară la un loc. Vă doresc să fiți bucuroși, fericiți, să vă bucurați din plin de tot ceea ce aduce primăvara și poartă cu ea peste vreme. Felicitări coordonatoarei proiectului, doamnelor care fac parte din această echipă și spor la vânzări. Târg bun!